Vă salut, oameni buni! În acest filmuleț vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat pentru a speria cât de cât prigorile. Nu știu dacă va fi și eficient. Am aici coletul, l-am primit ieri. Am cumpărat de pe net niște sperietori de păsări, se numesc șoim. Așa am asamblat unul, să vedeți cum arată. Are un cârlig aici, unde la găț. Am gândit acum două variante să pot să le agăț undeva, să plutească așa cât de cât în aer, să se miște, să sperie prigorile. Am luat o undiță, i-am făcut aici dintr-o sârmă de asta mai solidă, am făcut un cârlig ca să înalț cât mai sus și să fie undeva să poată se miște. Și am dat cu puțin scoci, așa o să-i mai dau ca să-l mai întăresc cât de cât, să nu se îndoaie vârful undiței. După cum știți, prigoria este cea mai periculoasă pasăre pentru noi apicultorii. O prigorie poate consuma într-o zi între 30 și 100 de albine, dar și măcile care ies la împerechere. Când timpul este frumos, senin și cald, prigorile zboară la înălțimi foarte mari și prind albinele din zbor. De asemenea, le culeg chiar și de pe flori. Când cerul este înnorat, cum este și acum, prigorile devin foarte periculoase, atacă în special dimineața și seara, și vin chiar și în stupină. Și vin în stoluri foarte mari și le atacă în special pe cele care vin de la cules. Gata, am terminat. Acum să vedem dacă se îndoaie vârful la undiță. Se îndoaie, dar nu foarte mult. Haideți să vă arăt unde o am să o agăț. Pe cea de-a doua am să o fixez aici la steag, în vârf. Ea așa vine, din două componente. Are aici o gaură. Asamblează foarte ușor. Am uitat să pun gata, ca să rămână inelul deasupra. Cobor drapelul. Mă urc pe scară
ca să dirigez să treacă de sârme. E ok așa? L-am pus și pe al doilea. Ăsta este cel mai vizibil. Mă duc să-l prind și pe al treilea. Al treilea șoim l-am pus aici. M-am hotărât să fac asta pentru că în luna iunie rigorile își cresc puii și atacurile sunt mai numeroase. Sper să fie eficiente. Și un ultim atac va avea loc în luna august, înainte de a pleca în țările calde. Eu cam atât am vrut să vă arăt în acest filmuleț. Mă duc să mă apuc de treabă, că am foarte mult de lucru. Cred că și voi aveți foarte mult de lucru în perioada aceasta. Sănătate și toate cele bune!